Un deziderat care se subscrie principiilor calității și ale respectului față de propria persoană este dezvoltarea resursei umane din orice domeniu pe tot parcursul vieții. Astfel, cercul pedagogic reprezintă o modalitate eficientă de formare în învățământul preuniversitar pentru care, în componență schimbul de practici, actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităților și informarea grupului. Relațiile profesor elev se materializează într-un set de acțiuni și strategii prin care profesorii se adresează elevilor într-o manieră prietenoasă, democratică, marcată de respect respect reciproc, cu atenție pentru diferențele individuale ale elevilor, cu scopul de a contribui la dezvoltarea optimă a elevului, la acumularea de cunoștințe și la atingerea de performanțe în învățare. Aceasta a fost și tema cercului pedagogic organizat astăzi de școala gimnazială Oprea Iurgulescu din Câmpulung, al cărui responsabil a fost profesorul învățământ primar Ionela Călinescu. Astăzi școala noastră a găzduit cercul pedagogic al învățătorilor și tema cercului a fost una care a avut în prim plan relațiile. S-a vorbit despre atașamentul copiilor care se formează în primii ani de viață și atașamentul înseamnă de fapt puterea relațiilor. Relațiile sunt cele care ne construiesc viața, iar omul este construit ca o ființă socială. Sunt foarte importante în viața noastră și se formează din perioada timpurie. Noi ca și învățători preluăm copiii cu un stil de atașament și devenim o figură importantă în viața lor, o figură în care pot avea încredere și cu care pot construi o relație care să-i motiveze și să-i ajute să evolueze în viață. Astăzi, la cercul nostru, am vorbit exact despre lucrul acesta, puterea relațiilor, importanța lor în dezvoltarea emoțională, dar și academică a omului, la activitatea de astăzi au participat 50 de cadre didactice de la școlile din Câmpulung și localitățile limitrofe.